Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft pe ocean. Ei bine, da, să nu uitați să dați și un like înainte să începem și vă mulțumesc enorm pentru toate like-urile de la ultimul episod. Adică pe mine sincer m ați șocat puțin, în sensul că mă așteptam să strângem 1000 de like-uri undeva la o zi, două. Și am reușit să le strângem în câteva ore, așa că v-aș la episodul ăsta dacă vă place seria, adică nu, toți care apreciază seria să dea câte un like. În fine, hai să vedem ce o să facem aici. V-am citit comentariile, exact cum am ajuns de la școală am intrat să vă citesc comentariile pentru că voiam să filmez în continuare. Și eram chiar curios și mi-a zis cineva, Max, de ce nu pui nisip prelucrat pe jos sau ceva de genul ăsta? Uh, acum nu știu exact dacă nisipul normal se poate face în alt fel de nisip. Sincer, n-am mai avut de lucru cu nisip în trecut. Însă o să mă apuc acum să iau niște nisip. Hai să nu iau chiar de aici. Mă duc puțin mai încolo. N-am mâncare. Trebuia să iau niște mâncare. Uh, bun, deci o să mă apuc să iau niște nisip sau hai să iau acum câtva de... Să văd dacă se poate face cumva uh, Oricum, dacă nu, o să vă nisipul pentru geamuri Și aș vrea să înlocuiesc tot ce e acolo pe jos În sensul că aș vrea să înlocuiesc tot uh, lemnul cu nisipul uh, Nisip din ăsta super, super șmecher Acum hai să văd ce e acolo pe jos, mai exact Trebuie să, nu ce pe jos, să văd cum se craftează Oh, se face sandstone Și dacă pun pe tot, nu cred că există, încerc doar Ok, nu există. Deci stai așa. Hai să facem ăsta tot sandstone. Și din sandstone pot face smooth sandstone. Din smooth sandstone nu mai pot face nimic, nu? Sau parcă puteam face ceva gen sandstone slab. Ok, ok. Și hai să văd cum arată ăsta pe jos. Wow. N-am un pic ex? A, da, uite. Wow, chiar îmi place cum arată. Am nevoie de niște mâncare frate. Să prăjesc puii ăștia până văd dacă mai am altceva de mâncare. să prăjesc și astea două. O ducem cam rău cu mâncare, o să trebuiască să facem o fermă pe viitor. Hai ia, ia, să combinăm astea cred că bine cam perfect. Adică știi nu vreau nici să pierd multă durabilitate uite de exemplu ăsta îl combin cu ăsta. Ăsta l-aș putea arunca. Trebuie să-mi fac și o ordine pe aici, prin ce o grămadă de chestii extrem de inutile. De exemplu... Oh, uite, lopata asta aș putea să o combin cu lopata mea. Sabia asta, na, sabia mea nu e deloc stricată aproape. Deci, să pun asta așa pe 3. Hai să mănânc puii ăștia. Și o să iau și carnea, să am la mine și iau și puiul ăsta și mă duc. Mă enervează că mi-am pus face ul destul de ciudat. o să trebuiască să-mi iau pe viitor un mini trepied, însă momentan e ok așa, momentan e ok, pentru că am stricat cam toți banii pe webcam ăsta și o să trebuiască să iau un, webcam, un mini trepied pe viitor. Bine, aș putea să iau și acum, dar nu e ceva extrem de esențial, deci mai aștept puțin. Deci, da, ca să pot pune o facecamul mai bine, să stea, să nu mă deranjeze pe mine la mouse. Acum nu știu exact, o să schimb oricum poziția facecam-ului pe viitor. Uh, deci nu o să rămân așa pentru că o să fie cumva pusă ori de undeva de, din față, ori tot din partea asta, dar puțin mai diferit. În fine, o să văd eu. Avem nevoie... A, nu m-am lopat, am luat. Ok, să zicem că iau nisip până mi se termină lopata, însă din câte știu eu, lopețile astea se termină destul de repede. Din câte știu eu acum. O să încerc nici să nu demolesc pe aici prea urât. În sensul că nu vreau nici să arate să fie o o nebunie pe aici doar cu o oh, fac. Ce ziceam? Ce ziceam și ce fac? Bine apa. Ok, deci clar chestia asta trebuie să rămână închisă. Nu, nu dispare apa. What? 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 Ok, ciudată chestie foarte ciudată chestie. În fine, deci, da, cum vă ziceam, o să trebuiască să mai modific chestiile. O să modific și fundalul, probabil, însă momentan e ok așa, adică momentan nu știu exact cum altfel aș putea să se, să stau să se vadă altceva din cameră, gen. Nu știu exact unde ar trebui să mut biroul. Probabil o să-l mut gen înapoi unde era înainte, înainte să fac facecam și înainte Bine, mi-am mutat birou așa mai mult pentru facecam, dar îmi place și mai mult. Însă probabil după ce o să mă obișnuiesc așa o să-l mut cum era înainte și... Și o să fie mai mișto, dar probabil chestia asta doar după Crăciun, pentru că nu mai am chef să mut. Iar asta bine aș putea și acum, dar n-are rost, știi? Că îmi place aici și încă... Încă nu m-am obișnuit destul de bine aici încât să vreau altfel. <laughs> ok, uite, am o groapă cu lava acolo, ceea ce e super bine. O să trebuiască să facem un portal și spre Nether. Da, chiar o să trebuiască să facem un portal spre Nether. Și o să... Ați văzut că am început seria de Survival Games Challenge. Challenges. Sau Challenges. Dar cred că e Challenge. Challenge. În fine, nu... Nu mă mai... Nu mai încerc să... Să... să las, las o baltă. Știi, câteodată vreau să zic ceva și după aia ceva gen... Bă, are asta vreau să zic? în fine, e foarte ciudat, adică e destul de ciudat să joci 20 de minute ceva și să vorbești în continuu, în sensul că nu trebuie să stacă gura deloc, pentru că probabil l-ați plictisit dacă aș tăcea eu acum și nici nu mi-ar plăcea să tac pentru că ar fi destul de plictisitor. Bine, gata, tac, hai că, că v-am enervat deja, ok. La un moment dat începeam să devin amuzant, poate, dar acum deja devin enervant. Bine, știu, n-a fost niciodată amuzant, însă încerc să mă... Să mă fac să mă simt, să mă fac să mă simt mai bine singur, în fine. <laughs> nu știu dacă înțelegeți ceva din ceea ce vreau să zic. Mamă, vine și noapte ești nebun. Îmi zicea cineva, de ce nu spui nu știu ce mod să fac inventarul, în comentarii am văzut, uh, faze că e pe 1.8, știi, și nu cred că există modul ăla pe 1.8, nu știu dacă există forge încă pentru 1.8, deci mai așteptăm. Acum vă dați seama, n-aș fi putut face seria asta pe 1.7, pentru că 1.8 abia s-a lansat și aș fi fost cam... Prior să încep seria pe 1.8, pe 1.7 pentru că sunt o grămadă de chestii noi. Mi-ar plăcea și mie să bag un shader, ceva, însă momentan e ok așa, știi? Adică momentan ne descurcăm. Ok. O să văd dacă pun Smooth, smooth Sandstone sau uh, Sandstone normal pentru că nici eu nu știu sigur. Hai să dormim. Dormim, bă. Îmi place mult că a rezolvat bug-ul cu patul, adică era chiar nervant să nu poți pe Quake Pro să dormi ca lumea un toporul Spargem așa puțin. Uh, probabil o să spargă asta of camera imediat. Nu o să vă țin pe voi sau ceva. Acum sparg puțin ca să Deci sparg foarte puțin ca să arate bine, știi? Ca să ca să arate bine, ca să verific eu cum arată mai bine, ok. În primul și primul rând, fac tot nisipul în sandstone. What? 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 așa puțin. Deci patru de asta, au o păi nu știam că e așa puțin. nu mai am. Să văd sandstone. Sau smooth sandstone. O, sincer, e aceeași chestie dacă... Dacă nu, dacă te uiți doar așa gen pe podea, e aceeași chestie. Deci trebuie să mă gândesc bine ce fac. E, fac facem fac, smooth sandstone. dar, ca să economisim mai mult, o să fac sleburi. Adică sunt destul de ok și sleburile nu avem nevoie neapărat de blocuri întregi. Și zic eu că arată, aoleu, trebuie să economisim, trebuie să economisim foarte mult pentru că nu o să ne ajungăm. Ok, deci o să scot acum toată podeaua asta și o să revin imediat. Bun, și am terminat de scos podeaua. Uh, pentru cei care se întreabă de ce am două târnăcoapte, uh, doamne, două, 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 târnăcoap, două din astea topoare, Ei bine, mi era să mi se termine unul. Și ca să nu zică unii dintre voi, max, da game, imod, am zis să-l păstrez și pe la care aproape se termină. Bun, o să încep să pun de pe aici slaburi. Uh, știu că poate, aoleo, poate n-ar fi trebuit să pun slaburi sau ceva, însă e ok, cred. Adică știu că o să, dacă o să scap ceva din chest, o să intre pe jos și o să fie destul de enervant, însă bă, trebuie să facem o economie, că până la urmă astea nu sunt atât de ieftine, știi? Cine e ieftine... Ne ieftine în sensul că nu ieftine. Trebuie să depunem mult timp să le găsim, știi? Și cine are chef să stea să găsească așa ceva. Oricum probabil o să mai mergem să luăm sand imediat pentru că nu cred că ne ajungă astea. Ar fi culmea să ne ajungă. dar ar fi foarte culmea să ne ajungă. E imposibil de fapt. Dar totuși sandstone se găsește și separat. Am stat puțin și m-am gândit. sandstone se găsește și separat. Așa că ar trebui să găsesc având în vedere că era un deșert ar fi Ok, ok, ok. Probabil o să vină noaptea. Păcat că n-am mâncare. O să mă duc și o să mor niște porci niște porci sau ceva, o vacă, ceva, nu? Ca să iau niște mâncare. Avem porcul ăsta aici. Nu vreau să mor nici ceva de pe lângă casă. Vreau să mor ceva puțin mai îndepărtat de casă, dacă... Vreau să rămână măcar 2 exemplare. Uite, un porc am acolo, un porc îl pot omorâ că o să rămână doi oile le pot omorâ, adică am văzut acolo două oi minim, deci zic eu că e ok dacă le omor, adică pentru carne, nu pentru altceva, avem nevoie de cărniță de la ele, avem carne, 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 ok, e ok pentru că oile predomină destul de mult în Minecraft, adică știi că sunt mult mai multe oi în Minecraft decât porci, sincer, și știți și voi asta, și da, de asta e bine, pentru că acum dacă dau carne, acum știu că nu are aceeași saturație carnea de oaie și nu are aceeași, adică îți dă doar 3 copanele de alea și nu 4. Însă ca idee, ok, uite, avem aici un biome, what? A luat foc pădurea, ești prost. Păi ești nebun. Cum? Adică ce s-a întâmplat să ia foc pădurea? Nu înțeleg. Nu înțeleg, ok, hai să Încercăm să fim eroi. Frate, și era superbă pădurea asta. Uau, aoleo. Ai groapa asta cu lavă. Păi ești nebun. Păi ești nebun. Mai spar câte un bloc ca să, să oprească. Da, deci fix o groapă cu lavă în pădure. De ce ar fi... Hai să facem și un print screen dacă tot suntem aici. <laughs> pentru că, na. Ne place să facem print -uri. Pac, pac, pac. Aolo. Nici nu știu dacă se merită să mai salvez pe asta, pentru că nu știu dacă mai am ce salva din ea, sincer. Dice, deci, cred că o să o las așa până la urmă. Să ardă, frate, cât poate să ardă. Adică bănuiesc că dacă o să sting acum iar o să se pornească, deci ar fi cam degeaba. Așa că mai bine mă duc acasă să cărnița de vacă și de fapt nu am de vacă, am doar de oaie. În fine nu contează. Bă uite pamchinii ăștia sunt chiar frumoși, frumoși. Hai să mâncăm un pui pentru că o să rămânem fără mâncare. Și o să plecăm într-o expediție, fraților. Într-o expediție extrem de șmecheră. Unde mi-era casa, frate? Unde mi-era casa? Pe aici era. O să jur că era pe aici. Da, pe aici. Nu, 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 nu. Pe acolo, pe undeva. În fine, să prejim carnea și o să trebuiască să căutăm un deșert. O să trebuiască să mergem într-o mică expediție. Deci, da, trebuie să facem o mică călătorie prin seria noastră de Minecraft pe Ocean. În primul și primul rând, apăs F3. Fac un print screen pentru că s-ar putea de facecam să nu se vadă coordonatele, dar cred că se văd. Însă nu pot fi sigur niciodată, niciodată nu pot fi sigur de nimic. Îi dăm mâna. Și astea le pun aici, perfect. Au, holle, hai să pun ușa. Arată bine cu de-asta pe jos, adică măcar mă simt așa cam și de lângă mine. Mă simt mai în siguranță, ok, Newton. Poate nu am destulă carne încât să plec într-o expediție, dar o să-mi iau și lem la mine. Să-mi iau și un cable, sunt un stack de cable, sunt și niște lemni și în cazul în care chiar am nevoie o să mă descurc, deci o să fie ok. Hai că... Știu că tocmai am luat lemni și chestii și acum le pun la loc. Însă... Târnăcob, mai am nevoie de un cop de iron. Hai să luăm să facem. Ok, facem un cop de iron și îl punem... Uite așa... Mâncăm un cooked pork chop, Îl luăm unul, mai luăm niște mâncare, așteptăm să se termine toată și am 9 diamante, nu știu ce face cu diamantele momentan. Bine, adică o să fac un cop și o să caut obsidian, însă nu știu, am atât de multe chestii făcut încât chestia asta mă depășește. Hai să iau, aici am pus, da, să iau un stack de fapt de cobblestone și un stack de lemn. Să fim siguri că avem tot ce ne trebuie. Torțe. De fapt, hai că acum e perfect. Pot să și dorm. Și după ce o să dorm, o să pot să pornesc în aventura mea. Da, deci ok. Uite aici, TNT uri Bine, o să pornesc în aventura mea. Parcă aveam un deșert pe aici, deci am salvat coordonatele. O să ajung înapoi acasă după. lăci. Cum am căzut fix aici? Știu că aveam un deșert, da, pe lângă. Ar trebui să încerc să-l caut, nu? Adică aș putea găsi sandstone și n-ar mai trebui să iau o grămadă. Frate, n-am la, Na, ești nebun. N-am la niște aeron la mine. În cazul în care nu o să găsesc sandstone, ar trebui să iau... Uh... Din asta normal, nu? Ok, ok dar o să mă întorc acasă, că chiar nu o să găsesc nimic, nu o să fac o călătorie mult prea lungă, adică dacă nu găsesc deșertul ăla care era pe lângă casa mea, o să plec, ok? Să iau sugar cane, nu? Pentru că o să le plantăm pe lângă casa noastră, să avem nevoie pentru enchant. Uh, da, oricum suntem fix acolo. ai okay, aia încă arde, frate, sardă ardă, nu are rost să mă chinui acum să o opresc. Până la urmă, așa e în natură, mai arde câte ceva, mai se distrug lucruri. Hai să mâncăm. Hai să vedem dacă reușim să găsim deșertul. Parcă era pe aici pe undeva. O să jur că era un deșert pe aici pe undeva. Mm. Mm -hmm. Aici e biome-ul de... Ai am ăsta cu ciuperci. Nu știu exact cum se numește cu ciuperci din ale mari. Dar oricum doar biome de genul să găsim pe aici. Deci nu știu care... Deci nu știu care e șansele să găsim altceva în afară de este destul de ciudat mai multă uh, savană. Suntem în plains acum, dar o să revină savana de aici, cred. Nu? Da, să suntem în savană. Bă, nu știu, ar fi foarte tare și probabil în noi le update urgen, nu un nou nu știu, doi pun, nu știu cât. Poate o să bage și alte animale, gen să bage câte o girafă prin savană. Ar fi super tare, adică ar da așa Minecraft. Oh, ok, uite, am găsit, am găsit deșertul despre care vorbeam. Mm, acum să sperăm că o să găsim și sandstone, pentru că avem nevoie. Știu că am găsit la un moment dat un templu, nu? Nu? Parcă... Da, ah, da, parcă am găsit un templu. Deci, dacă o să găsim templu ăla, ar fi super, pentru că la un templu clar găsim și sandstone, adică da. Uite, oricum, dacă nu, tot trebuie să găsim Senson pe aici, să pun puțin în jos și ar trebui să fie. Ok, văd acolo sandstone. Mergem și luăm. Adică avem nevoie momentan. Ok, uite, sandstone. E bine că se ia și foarte repede. Ceea ce e un mare, mare, mare avantaj. Dar că, na. Adică n-avea rost să stau să iau o grămadă de de nisip și să-l transform în sandstone pentru că durează mult, frate, mult, mult, mult. Așa că mai bine iau direct sandstone-ul. Știu că o să cadă mult nisip și mă enervează că nu e o zonă din aia doar cu senson, Dar totuși, deja, uite, avem 31. Mere totul mult mai rapid decât îmi imaginam eu. Deci asta se ia foarte repede, ceea ce e super, super, super. să iau așa. De fapt, nu, lasă, nu mai chinui să iau până acolo. Fac, fac. Bă, aproape am un stack. O să iau măcar două stack-uri, am. Pentru că nu are rost să iau mai puțin de atât. Nu cred că o să iau sand -ul. Sau, bă, lasă să fie. O să-l punem în chest acasă. Vreau o zonă cu mult sandstone. Uite aici. Așa că e mult. Aoleu, ce E aparent e ceva sandstone aici. Păcat că e cam întuneric. Zicea ceva, cineva ceva de... Hai să fac cumva aici să fie lumină. Perfect. Zicea cineva ceva de granit, culoare, piatra roșie, să o folosesc, aia la nu știu ce. O să folosesc și granitul, chiar îmi place cum arată. Însă momentan nu prea am la ce, sincer. Adică o să văd la următoarele, următoarele construcții pe care o să le fac. O să folosesc și granitul. M-am am, așezat într-o zonă extrem de bună, într-un biom extrem de bun. Și chestia foarte tare e că e foarte aproape de tot ce mișc, adică am și biom normal cu pădure normală, gen nu savană, forest, efectiv forest. Uh, și pe lângă forest am și deșert extrem de aproape de casă și asta e bine, adică în cazul care o să vreau să fac o construcție cu mult nisip, știu unde să merg, nu? Păi nu. Okay, hai să folosim asta să urcăm. E ok, am găsit ceva, adică na, e normal ca într-un deșert să găsești mult sandstone. Probabil dacă aș căuta mult mai mult, aș găsi mult mai mult. Ok, acum nici nu ducem lipsă de sandstone foarte Adică avem destul de mult deja, aproape două stecuri și acasă n-am nevoie de mai mult de două stecuri. Sincer, nu cred că o să am nevoie. Pentru că dacă fac și slab-uri, e clar. oricum, hai să... Hai să punem asta la loc parcă, parcă, parcă... Cactus, ar trebui să iau și cactus, să fac ceva cu ei, dar nu prea am ce faci cu ei. Ok, o să iau ca să am acasă cactus, nu știu de ce, dar uh, poate o să fac ceva verde, poate, nu sigur, dar oricum, ca idee ar trebui să luăm. O să bine, asta pe la episodul 30-40, poate și mai încolo, o să trebuiască să căutăm un baiem de junglă pentru că avem nevoie de cacao beans și de sapling efectiv a doar jungla în Minecraft. Aș fi făcut o casă în junglă dacă aș fi găsit o junglă inițială, însă vă dați seama cât ar fi trebuit să stau să caut dacă chiar aș fi vrut să găsesc o junglă, știi? Adică ar fi luat extrem de mult și nu n-aș fi avut eu chef să stau. Ok, tot tu te știu, ce frumoase să astea pe aici. Ce frumoase frate. Ok, hai să mergem. Am revenit în savana. Nu, nu, are cum să fie departe casa noastră. Nu știu dacă o să mai ajungem până acolo în episodul ăsta, însă o să încerc. Încerc. Ok, aici, că nu-i mai nimic. Mă duc pe aici. Hai să escaladez de ăsta. Am impresia că trebuie să, să trec de alul ăsta. Nu știu exact, dar parcă de acolo am venit sincer. Fraților, oricum, deja e joi. Eu sunt foarte... Nu știu, eu deja după ce trece ziua de miercuri mă simt ca în weekend. Pentru că la mine ziua de miercuri și de luni, adică zilele de miercuri și de luni sunt cele mai grele. Efectiv, lunia am... 6 ore, Acum nu-i vorba de câte ore am, că am și șapte joi a gen azi. Dar, ok, cred că pe acolo ar fi casa mea, pe undeva. Deci, da, efectiv, am ore din astea doar fiz nu fizică. Dar să vă zic ce ora am uh, miercurea. Engleză, franceză, română, uh, logică, bine am IFC, de fapt, nu-i tocmai logică. Un fel de logică, un opțional, însă, totuși, bine, acolo ai să zic că e mai relaxant, dar franceză, engleză, română, tic, și o să ce cu ușor, bă, nu e atât de ușor, și mai am ce mai am, nu știu ce am avut azi. Adică eu filmez asta miercurea. Mai am uh, istorie. Și astea sunt chiar materiile gen la română și engleză, sunt cam singure materii care chiar trebuie să-mi fac temele. Acum, la engleză să faci tema, cel puțin nu, nu, mai ziceți la nimeni, însă la engleză să faci tema până îți dă notă. Gen ne ascultă pe rând, știi? Și îți faci tema când îți dă notă și gata, așa e. Așa fac și eu. Hă. Ei cum. Aici sunt multe văcuțele, aș... le omor, le omor. Știu că nu-i prea frumos să le omor acum. Dar uh, o să-mi las și mie câteva ca să duc acasă pentru că o să am nevoie. Uh, frații, nu știu eu, încă, pe mine încă mă macină gândul cum o să fac cu slime-urile pentru că nu știu exact unde găsesc slime-uri. Adică știu, nu știu, câteodată în unele episoade, nu, nu în unele episoade, într unele serii, gen pe Alianța Minerilor, am găsit la un moment dat slime-uri fără să vreau și nu mă gândeam la ele. Acum nu mai prea știu de unde aș putea face rost de niște slime-uri. Ok, ok, pe, probabil o să închid episodul aici și o să mă i pe coordonate, să ajung acasă. Deci, da, mă duc episodul ăsta, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!